Salutare, prieteni! Bună dimineața! Acum e dimineața la tine? Este dimineața, este ora 2-3. M-am trezit și eu cu greu. Da. Da. Ce-a venit poliția? Da. Ce? Ce-i cu ăsta? De un saturul, că n-am văzut ăla. Da, 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 da. Acum ce poliție? Te grei pe ăla. Adus poliția, Olga. Lasă-o. Păi întâi că... Ce? N-am mai pus copilul ochelarii de atâta timp. Și ce ai făcut acești ochelari? Să-i punem la urmă copii. Uite ursule. Auzi, Olga. Horca. Horca. Horca a plecat cu poliția. Dar și Tomi, Aline, a ține una. Lasă-le să facă. Păi trebuia să mergem toți acolo cu el. Le dai tu vorbim. Aceștia sunt ochelari de butelie? Mamă, sunt mișto. Deja mergea le avei, da. Ce facem aici? O, oh, cârnați. Fac omletă, zi. Zi o dată. Știu. Ce? Fă-i omletă, fă-i. Mai târziu construim bucătăria. Ce îmi construiești acolo? Aline, mai ia celălalt curcanul pe celălalt. Ce curcan? Și mai ia. Ce curcan? Cu mine, hai. Cu mine, hai. La unde e tigaia? La o tigaia. Nu, 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 și gard, gard pe miloc să punem aragaz. Tu te adu oameni, hai. Bă, Aline, te rog frumos, ai venit acasă, du-te, ia gard și aragaz. Ce, n-ai bani să iei gard și aragaz? N-am. Hai. Dacă ea vrea, o vrea să nu mai vină mai câta în bucătărie. Păi nu, de ce nu împărțim mai bine bucătăriile și astea sunt împărțite? Păi și curentul trebuie să-l împărțim. Și curentul, ce de plătește mama ta? Păi trebuie din urmă să-l împărțim. Eu vreau să-l împărțim de jungere, să plătești curentul meu separat. Păi da, dar din jungere, auzi, avea din jungere de spate. Vă da, vă, un porc rămâne mie un porc. Pentru curent? Hai, vă da pentru curentul. Da, bun și asta. Da, ne gândim. Bine și asta. Vă da pentru curentul. Păi trebuie să cântărim porcul, să vedem cam cât valorează. El mai mare tu și gata, și iau eu pe al mic. Ca să vă dau și mă. Vedem, nu știu. Hai, vedem mai târziu. Nu mai întrece răceala asta. Hala, hala, nu poți să pui și tu un șorț. Auzi, aragazul, porcul, nu știu ce vorbește. Bă, e bunit la capul nostru de mai multe frustrate. Duc banii fix. Fix. Da. Ai văzut, domn? Auzi că dacă le existe curent de factură, ce s-au gândit? Că ne dă un porc de parcă nu-s tot ai noștri. Nu te duci la curent, dau porcul la curent. Ia schimb. Da. Ia? Faci cerere. Ia vreți un porc pentru că nu e să mai dau porcul acum. Faci cerere la electrica și spui, domnule director. Mie îmi trebuie banii să plătesc curentul, să aibă copiii curent. Auzi că îmi fac separat, îmi fac și separat și o las cu toate astea. Eu îmi fac separat, da? Pe numele meu, altul. Nu știu. Să ia curent și lasă-mă pe patroana cu datorie. Fac altul. Mergi cu mine luni. Merg. Să fac altul. Mergem, da. Ce facem aceea? Păi ce facem? Mergem și facem. Nu e pe vol acolo așa cum mai fac și altă dată la ea. Da. Ce e asta? Îmi fac acolo ca să stau un pic covor la picioare în căldură. Îmi iau o sobă de teracotă pe vol. De aia pe roate. Sau o sobiță pe butelie de aia unde face căldură. Îmi pun masă, caume. Și o să vezi cum trăiesc. Dar sau dacă nu se poate, altă... Păi uite, patroana nebunii cu aragazul ăsta roșu. Ăsta roșu, de ce l-am făcut de când l-am luat? Am băgat fel și fel de soluții pe el și n-am făcut nimic. Tot așa a rămas. Păi ce face cu el? Ăsta roșu. Hai să-l dăm afară în șuturi. Nu-l dau afară și-l tofu să curea. Da. Da. Hai. Ce mai faci și treaba asta, nebunie? Nu, bunia, să nu mai ești tu nici ea. Da. Cred că o să-mi treacă și nebunia, supărarea aia din cap, stresul. Dacă eu îl dau afară și-l fac o să curea praf. Și gata. Păi, haide. Și ne luăm fiecare câte o perecă de pirosii care pui pe butelie aia. Fără la casă. Pirosii. Așa facem, așa facem. Ce mă mâncă cu răgazul ăsta roșu? Ia uite ce taie ăsta târul. L-a cumpărat. Am zis că dacă tot nu am de bani. E de la chinezesc, cum taie chinezii.
Am și eu, Aline. Ia. De ce? Eu am stat, dar eu alt. A, vreau și o trepied, unde l-ai ascuns? Eu am tapere, eu am cuțitele mele, fiecare. Cum sunt bucătarii, cum zicea Ion? Da, cuțitele personal. A patronul are sabie, o ține sub perlă. Și ce vă trebuie? Să nu fie atacat. Ursu! Mă, dar urgă, asta e nebună? La orice pas, tot cheamă poliția. Serios? Au plecat acum la Tomi. Poliția? Jandarmi. Și Olga? Olga e la poartă. I-a trimis acolo. Că zic că domnul m-a amenințat că mă... Păi da, deși eu s-o scui. Ursu, te rog, Ursu, te iubi. Păi mă așteaptă clanul din... Ce bun? Da, cine acum mă duc. Băi, Leonardo, vine încă. A spus tatia să-i aduc cuțitul să-l omor pe toți. Bă, nu. Nu te lua tu după nebună. Tatia a fost la spitalul de nebună. Nu te bagi cu ele treaba lor. Tu nu te bagi cu ele. Să bagi cinetul. Ia să văd cum stă cu ochelari. Aaa, frumos. Ia de pus așa, ai cu mine. Alini. A. Dă-mi să iau ulei. Să fac umlete. O mai fac sau nu mai fac? Că trebuie să plecăm și noi acolo. Da. Ia uite, 10 lei i-am rupt. Ia. Ia peste rupt. 10 lei de timp. Hai că vin repede, mă uit aici aproape, da? Unde? Dacă nu mai m-am dus în oraș, în magazin. De jandarmeria. Da. Mascați de la București. Unde sunt? Am un stup pe Anca să meargă cu tine la Tomi. Las-o pe Anca. La război. Mea. Cătălin, păi, tu ești. Singur. Nu pot să cred în premieră. Ce faci? Bine, tu? Bine, dăm și noi un interviu. Cum este situația cu mascații, cu jandarmeria, cu Tomi, cu Olga? Situația, prieteni, este foarte gravă. Avem aici pe Olga care vrea să se împacă cu Tomi. Tomi vrea și el, doar că nu le lasă fosta soție. Bă, Aline, vină cu Olga și cu Olga să luăm... Să luăm un tată, să urmă la mașină de-o spălat. Hai, vină cu tată. Bă, nu pot, că mă duc la Luci. Cu te duci cu mine, cu cine te duci? Cu maică mea. Acum mamă ta, da. Mi-e suave rea cea cu cea. Ia-i tu acana, că n-a tălut. Ia-o, hai. Ia cana. Da. N-a le și-a vărăt cu ca, pe treaba ce n-a vărut. Hai, că ai treaba. Hai. Olga. Du-te. Alo, copii. Care sunteți voi? Salut, Aline! Acesta copil cine e? E Andrei. Care Andrei? Andrei. Al Munție. Al cui? Al Munție. Da? Uh-huh. Bă, nu te știam, dar erai mic. Uh-huh. Ai crescut mare acum. Da. Bravo, frate. Bun, Alexandrescu, ce faci, mă? Like și subscribe. Butelie la cutie. Butelie la cutie. Ia uitați-l. A spus că ești proastă. Oh, cine a spus? Albinescu? Ia vină Albina. Ia uite ce avem varză aici. Albina, ce? Stai să te arăt și eu la prietenii mei că ai venit. Da. Ce faci? Da. Dă-i și supărată. Nu, nu sunt supărată. Nu e supărată? Nu? Măi, Albinescu, mă. Unde ai umblat până acum? Niciunde. Da? Albina a venit dimineața, prietena la mine, eu dormeam. S-a jucat pe aici cu copii. Da. Au, nu părul meu! De ce? Nu vreau să stric. Bine. Pute, mama, aici face omletă. Trebuie să știu și de Olga. Da, că vine jandarmeria. Și aia de mie, poliție la mine, la poartă, acum. Da. Alex, ia vino să mă filmezi și pe mine puțin aici. Sigur? Să dau un interviu. Ia ține. Deci, prieteni, în șatră vedeți cum este, încă continuă să fie haos total, fraților. Deci nu se poate așa ceva, dar văd că, într-un fel, ne-am cam obișnuit toți cu haosul, știți? Că dacă era unul nou acum printre noi pe aici, făcea infarct. Dar nu e, nu. Văd că ăia se ceartă, se mai împacă, Olga cu Tomi își dau un cap, ăla așa, ăla așa, ăla așa. Zi-mă tu, Butelie, cum e situația la noi în șatra de la Sehaia? Da, este foarte adevărat.
Tomi a făcut depresie, Olga a făcut depresie. Uitați bătălia mea. Deci, da. Prietenă, țin cu Tomi. Am rămas cu Mihaela. Ai rămas cu Mihaela? Da. Bate palma, mă. Bravo. Da, măi, prietene, asta e situația. Nu mai sunt chestia asta. Păi lasă. S-a dus și mașina. Nu l-am putut. S-a stricat. Nu, aici trebuie. Vai de mine, robot. Hai. Auzi, patroana și cu taică-mi acum, prietenul a plecat să-și cumpere mașină de spălat, vă dați seama? Altă mașină de spălat, Alex, de ce? Hobor, nu! Au zis că-și cumpăra aragaz și acum și-a luat mașină de spălat butelie. Mașină de spălat ne trebuie 9 zile. Zi-mă, băiatule! Da, da. Păi să știu că ți-ai de aici. Ia uite-i, mă! Ia-i în brațe, ia-i. Uite-l, mă, uite-l, mă, cățelul lui. Alex, tu ce mai faci, măi? De pe aici. Ce, care e viața ta, vreau să știu? O viață foarte plictisitoare. Ai probleme, ceva? Am foarte multe probleme, nu merge bine ce vreau să fac. Ce vrei să faci? Multe. Păi spune-mi mie ca să te ajut. Să te susțin. Păi vreau să am multe note mari la școală, dar mă străduiesc, dar nu pot. Lasă, Alex, note mari, nu trebuie nouă la școală. Păi da, normal, îmi trebuie educație. Ăla da un 10 la educație socială. La te luat. Doamne. Da, bine, da, el a luat 5, o 5, 5 plus 50. Da, 10. Uite, vezi, da, hai. Așa, noi ne deplasăm. Băi, unde mergeți? Ne ducem că avem o treabă. Ce treabă? O treabă, căutăm ceva, telefonul meu, că nu știu unde. Ok. Păi mamă, hai să mâncăm, să plecăm. Nu vezi ce fac și nu mai am cum să fac. Merge banda, ouțe, alea roșii, lapte, brânză, șuncă, ouă. Mamă, nu-mi foame. Dar cât ești curat acum? Ce faci? Oamenii s-au dus să-și cumpere mașină de spălat acum, nu-și mai aragaz. Nu, oamenii se da. Nebun cu capul. Ba, mașină de spălat, bă, aragaz. Mașină de spălat acum, s-au dus cu... Nu, poate că să-ți vouă. Cu duba, cu cătă. Mașină de spălat acum. Da. Eu știam că vor fi aragaz. Îți duci, Aline, rău. Am văzut că și-a cumpărat patroana roșii, de-astea. Da. Ia să le arăt. Ia să vedem. Să vedem. Oh, ia uitați ce și-a cumpărat patroana noastră. Wow. Murăturele, alea, ce sunt astea? Lapte, brânză, șuncă, ouă, ce avem aici? Roșii, ce roșii frumoase. Ardei. Gutui, ce sunt astea? Castraveți. Roșiuțe, ardei gras, ardei capia, morcovi. Băi, alo, gara! Război mondial! Haide, Ho! Unde vă credeți aici? Unde? La Dumnezeu! Băi, gata, ce faceți voi aici? Război! Lăsați războaiele voi și stați cu minței! Ai văzut și-a cumpărat patroana legume? Păi, nu se cumpere, eu mi-am făcut bulion de la... Ce părere ai despre aceștia legumele? Nu mă interesează! Nu? Iar nu mai putem. Păi și noi n-avem voie să mâncăm din legumele ei. Mi-am făcut cu limonare. Mi-am făcut la scurcuțele. Mi-am făcut niște castraveți. Ce? Dar de Johnny Manivele, nu ți-e dor? Dacă l-a duce aici pe la pe capul meu, cred că mă duc. Voia să vină acasă. N-are nimeni mai adus și pe ăla. Cum să nu-l mai aduc pe Ioni? De ce? Ionic al nostru. Nu-i trebuie. Doamne. Ce? Unde sunt cu doamna? Unde? Este la Pitești, a stat o săptămână singur și a ținut pisica să moară de foame. Că i-am lăsat bani și a luat țigări și bere. Și pisicul? Pisica n-a mâncat de 3 zile. Pun și ouă cu brânză. Omletă de cânat, omletă cu ouă. Nu mai atâta, o mâncăm de aia omletă cu brânză mai diseară. Ia-o aici să o degustăm. Pe această omletă. Avem aici un bucătar chinez care toacă cu
Tatălu. Pe ursul să care. Ia uite. Ordină. Ia uite. S-au pus pe ele. Wow. A lăsat pe Alina acum. Wow, wow. Și ce fără cursul. Vă place cum arată? Și tu ai răbdare. Să faci o castraveță, să pun pâine. Adule așa, nu le mai aranja. Aduc la țigani. Una peste alta. Amestecat. Aoleu, aoleu. Auzi, tu ai mașina afară? Să nu bani cu mine. Auzi, ai mașina afară? Mamă. Mamă. Ai mașina afară? Ce caută iepurile astea aici, că e pagubă la țigani? Ha? Aline. Ce? L-a luat. Păi nu-i bine. Iepuri în casă. Țiganii când aude iepuri, fug. Deci pe bune vorbesc. Ia. Ce faceți voi cu acesta iepure? Doamne, nici nu pot să-l la mine pe cameră, căci că e pagubă. Doamne ferește. Ce? Acum, dar și înainte ce era? E pricază. Înainte, cum nu era iepure? N-aveam iepure. A fost câine când s-a născut și a devenit iepure. Tot așa am avut. Ce-i tot așa? Și fără ei am furit ăla pe sângem. Nu e nicio diferență. Chiar nu știu. Haideți că mi-e foame. Mare. Ce? Mi-e foame mic. Ce bine, 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 bine. Pâine avem? Avem. Aceleași legume sunt din talul patroana? Nu, ale mele care le-am cumpărat eu. Separat. Eu nu mă bag la treburile lor. Mă bag să iau din brânza asta, pentru că mi-au luat ei brânza mea. Da. Și au făcut o praf cu roșii împreunată. Și acum iau din talul. A mea era cea mai bună brânză. Așa face ei. Au făcut o bucățele, bucățele. Roșii. Și n-ai cum să o mai iei. Bam, 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 bam. Pâinea se întrește când o ții la frigider. O ții la frigider ca să țină mai mult. Dar ce faci că cred că avem COVID? Nu stai. Hai să ne internăm. Păi, și că mi-e place când se mă și mă internez în spital. E relax total. Păi, ce spune? Nu mai zice, că nu-i bine aici. Ce mai vrei? Stai în pași și dormi. Păi ce zici? Să lască Dumnezeu? De ce spui așa? Stai cum mă sună ursul. Gata, prieteni, mă apuc să mănânc și eu, să beau și mai vedem mai târziu ce facem. O să mergem la Luci, prieteni, acolo, că este, știți voi cu ce este. Și na. V-am pupat, prieteni, mă doresc o zi minunată și ne vedem mai târziu. Vă mulțumim, pa, pa. Pa, pa, prietenași, vă pupăm.